Așa, mai să vedem pentru ziua de marți, 17 august, care este energia cărților de tarot. Avem aici Regina de Cupe. Văd că toată energia merge în direcția de dragoste, de emoții și de sentimente. Și Regina de Cupe îți atrage atenția să îți asculți intuiția. Să ai încredere că atunci când inima ta îți spune ceva, acel ceva este corect. Chiar dacă rațional, mental, nu reușești să înțelegi de ce este așa, de ce simți că trebuie să ai încredere în cineva, de ce simți că cineva te minte, de ce simți că cineva te înșală, de ce simți că nu ar trebui să mergi acolo, de ce simți că n-ar trebui să o iei la dreapta, ar trebui să o iei la stânga. Nu insista foarte mult aici pe partea rațională, pentru că probabil nu o să reușești să găsești explicația rațională aici. Astăzi trebuie să trăiești emoțional, emotiv, intuitiv. Trebuie să-ți urmezi chemarea inimii, pentru că doar în acest fel o să reușești să faci alegerile corecte, să ajungi la momentul potrivit, la locul potrivit și să beneficiezi la maxim de oportunitățile acestei zile. Mare atenție! Regina de Cupe, ce-și dorește pentru tine este să primești în viața ta absolut tot ce-ți dorește sufletelul tău. Dar ca să poți să primești în viața ta aceste lucruri, acești oameni, aceste emoții, aceste oportunități pe care ți le dorești, trebuie să-ți asculți intuiția. Și astăzi, atunci când simți nevoia să renunți la programul rigid și să faci ceva ieșit din comun, ceva original, ceva neașteptat, fă aceste lucruri, pentru că toate o să te ghideze către ceva mai bun decât planul inițial. Nu ezita să-ți reconfigurezi traseul, nu ezita să schimbi planurile dacă simți că acesta este lucrul potrivit pentru tine. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe astfel de mesaje, te aștept și pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!